Noaptea trecută, polițiștii mehedințeni au fost sesizați de către o persoană de sex feminin din Strehaia cu privire la faptul că pe raza aceleiași localități avea un conflict cu un bărbat de 22 de ani. În urma altercației, 4 persoane sunt cercetate pentru lovire și alte violențe. La fața locului s-au deplasat polițiștii orașului Strehaia, care au stabilit faptul că pe strada Negru Vodă din localitate a avut loc un conflict între două familii în care au fost implicate 7 persoane cu vârste cuprinse între 19 și 40 de ani, ca urmare a unei dispute generate de dreptul de proprietate asupra unui teren. În urma conflictului, 2 persoane au suferit leziuni, motiv pentru care au fost transportate la Spitalul Județean din Drobeta Turnu Severin în vederea acordării de îngrijiri medicale. Urmează să se stabilească cauzele și împrejurările producerii evenimentului, fiind întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, respectiv tulburarea ordinii și liniștii publice.